Termocentrala Mintia, pusă pe butuci încă din primăvara anului trecut, a fost cumpărată în luna august a acestui an de către un investitor străin la a patra strigare, căci primele licitații au fost un eșec. Investitorul, împreună cu un alai format din reprezentanții ai unor firme, ai autorităților locale și județene, a fost prezent la Mintia, unde a dat asigurări că nu se va tăia nimic, ci doar se va construi. Prefectul județului Hunedoara, Călin Marian, spune că termocentrala Mintia nu va fi distrusă, ci va fi pusă în valoare, devenind una dintre cele mai puternice surse energetice la nivel național. S-au purtat foarte multe discuții, că termocentrala de la Mintia va fi tăiată la fier vechi, că este bunul statului, că nu ne vindem țara, că am văzut și pe site-ul și prefectului au fost foarte multe comentarii. Vreau să spun foarte clar și foarte ferm faptul că suntem într-o economie de piață. Dorim ca, până la urmă, lucrurile să fie cât mai, să funcționeze cât mai eficient. Dorim să nu mai se acumuleze datorii, până la urmă, care trebuie să fie plătite de către fiecare contribuabil în parte. S-a făcut un caiet de sarcini, caiet de sarcini care s-a făcut pe baza unei evaluări, să zic așa, independente a unui evaluator autorizat de către Ministerul Energiei și Complexul Energetic Hunedoara. În caietul de sarcini s-au prevăzut anumite condiții pentru cei care doresc și doreau să cumpere termocentrala de la Mintia. S-a stabilit un preț de 91 de milioane de euro. Până la urmă s-a prezentat la a patra încercare, să zic așa, a licitației, încercare care n-a fost prin diminuarea prețului, ci prețul de la început a fost efectiv și folosit la vânzare. A venit acest holding, această firmă mare cu experiență în Orientul Mijlociu și până la urmă în mare parte a lumii, o firmă care are o capacitate instalată la ora aceasta de peste 1500 de megawatt. Investitorii grupului MAS Global Energy Rom au oferit asigurări că investiția de peste 1 miliard de euro până în 2026 va fi realizată conform prevederilor contractuale. Întrebat fiind dacă nu cumva toată afacerea a fost una premeditată, ca termocentrala să fie închisă pentru ca ulterior un investitor străin să o achiziționeze și să nu rămână a statului, Călin Marian a răspuns. Nu a fost premeditat. Din păcate, tot timpul a fost presiuni să se mențină, chiar dacă mergeau pe pierdere, pentru că existau mulți angajați, pentru că exista multe conexiuni din toate punctele de vedere, dar nimeni nu a venit, să zic așa, cu lucruri premeditate. Încercăm, de exemplu, și acum, la nivelul complexului energetic Hunedoara, să se refacă din nou o nouă societate, să pornim cu niște baze solide și cu niște principii a economiei de piață, în care, până la urmă, cererea trebuie să se întâlnească cu oferta, iar prin această întâlnire să rezulte plus valoare și oamenii să fie plătiți, să existe profit, să poată să facă investiții. Din păcate, în 10 ani, pe acest domeniu, atât pe minerit, cât și pe partea de produse de energie pe baza cărbunelui, au fost doar pierderi. Mai multe informații cu privire la acest subiect puteți urmări în emisiunea La Subiect, difuzată imediat după jurnalul de știri de la ora 16:30.